Eu am să vă vorbesc astăzi, în primul rând, în calitate de consumator, pentru că, în primul și în primul rând, eu consum multe dintre produsele Gano și dacă domnul Hangaru v-a prezentat latura medicală foarte mult, care este foarte importantă și foarte puternică la produsele Gano, vreau să pun eu accent un pic și pe partea de gust a produselor Gano, pentru că în primul rând, consumăm anumite produse pentru că ne plac, pentru că sunt plăcute la gust, pentru că ne dau o stare bună. Orice facem, de fapt, zi de zi, facem pentru că căutăm, căutăm niște beneficii, da? Am să încerc să vă povestesc câte puțin despre fiecare produs și o să vă spun că Gano 3-in-1 este o cafea care, din punct de vedere a statisticii, la Gano este cea mai consumată. Eu personal am pe loc întâi o altă cafea. Asta este o opțiune personală dintre produsele Gano, da? Aceasta este o cafea digestivă, se poate consuma în orice perioadă a zilei, nu are acel efect de agitație pe care îl are o cafea normală și asta datorită faptului că, așa cum v-a explicat și domnul Hangaru, procentajul de cafea în aceste produse este foarte mic. Restul reprezintă adaosul de ciupercă și celelalte elemente care ajută foarte mult organismul. Din acest motiv, în momentul în care beau o cafea 3-in-1 la ora 3:30, știu că pot să dorm, ceea ce nu mi se întâmplă dacă beau un expreso la 3:30 după amiază. Bun, deci este combinată din sucroză, din trestie de zahăr. Absolut toate produsele nu conțin niciun fel de chimicale, niciun fel de substanțe care pot dăuna în vreun fel sănătății noastre, da? Sucroză din trestie de zahăr, adică nimic prelucrat, frișcă vegetale din lapte de palmier și, bineînțeles, minunata Ganoderma lucidum, da? Aceasta este cea mai iubită dintre cafele pentru majoritatea persoanelor. Pentru mine, una din cele mai iubite este cafeaua clasică. Eu recunosc, sunt o băutoare de cafea, nu exagerez, dar beau cel puțin două Gano pe zi de când am făcut cunoștință cu ea. În primul rând, mă simt foarte bine în momentul în care o beau. Cred că nu trece un sfert de oră și am un tonus foarte bun. Și ce mi se pare mie foarte diferit față de cafea normală este că atunci când beau o cafea normală, imediat la un sfert de oră, 20 de minute, simt acel efect tonic, însă cam la o oră, jumate, două, deja intru în faza de platou și parcă n-am băut o cafea, ceea ce la această cafea clasic n-am simțit niciodată. Eu personal beau aproape zilnic două pliculețe. Mama mea, care are probleme cu tensiunea, pot să vă spun că bea această cafea și nu are absolut nicio problemă. Reglează foarte bine tensiunea, oxigenează foarte bine sângele și poate fi consumată și de persoane care au anumite probleme de sănătate. Repet, nu au efecte adverse. Ganoderma lucidum este poate printre puținele plante care nu prezintă efecte secundare. Da? Bun. Nu conține altceva în afară de cafeaua, care este într-o proporție foarte mică, și ciuperca Ganoderma, da? Aceasta este preferata mea. V-am spus că eu nu am preferința 3-in-1. Este numită și cafeaua inspirației. Probabil faptul că, într-adevăr, mă simt foarte bine când o beau și lucrez și creez materiale. Este o cafea care pur și simplu mie unge papilele gustative. Deci are un gust foarte plăcut. Este catifelată, la fel ca și celelalte, pe lângă adaosul de Ganoderma, nu conține absolut nimic chimic. Pot să spun că, la fel ca și cealaltă, pot să o beau în orice perioadă a zilei fără să am nicio problemă de odihnă ulterioară. Pot să vă spun că am dat-o și persoanelor care sunt în vârstă și mi-au spus că, pe lângă gustul foarte bun, s-au simțit foarte bune, pentru că toate produsele Gano sunt foarte bune tonice, în primul rând.